În ciuda transferurilor făcute în vară, echipa de handbal slătineană pare să nu reușească să facă față jocurilor din Liga Florilor. Handbalistele pregătite de Attila Horvat au plecat la Zalău pentru meciul din etapa a 8-a cu dorința de a face un joc bun și de a obține cel puțin un egal. Din păcate, dorința nu a fost suficientă pentru a putea să țină ritmul impus pe teren de jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici. Aflate și ele în zona fierbinte a clasamentului, handbalistele de la Zalău s-au instalat la cârma jocului încă din primul minut de joc și nu au slăbit ritmul niciun moment. Cu cât timpul de joc se scurgea, avantajul lor pe tabela de marcaj creștea. Astfel, jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici au intrat la vestiar cu un avantaj de 8 goluri. Pauza nu a fost de bun augur pentru jucătoarele de la CSM Slatina. Jocul a continuat în aceeași notă de dominare a gazdelor, care nu le-au iertat pe sportivele antrenate de Attila Horvat. Așa se face că la finalul meciului tabela de marcaj a indicat o victorie clară a jucătoarelor gazdă, scor 34-17. În etapa viitoare, CSM Slatina va întâlni pe teren propriu Măgura Cisnădie. Faptul că echipa sibiană a obținut până acum doar 7 puncte face ca meciul să fie unul extrem de dificil. O nouă înfrângere pentru jucătoarele lui Attila Horvat va face și mai grea atingerea obiectivului de a se menține pe prima scenă a handbalului feminin românesc.